și am așteptat-o de tare mult timp, dar i-am dat crezare pentru că locuiește pe celălalt mal al Prutului și e mămica Verei de câteva luni. Bună dimineața și a Verei! Bună dimineața! Natalia, ce bine arăți! Mulțumesc! Cât de frumoasă ești și cât de tare m-am bucurat când ai dat noutatea, pentru că știu că îți doreai și o fetiță. Cred că acolo în sufletul meu știam și simțeam că o să am, aha, o fetiță, dar nu m-am gândit că o să fie cumva după 10 ani, că Victor face diferența. 10 ani acum, da. La mulți ani. Dar Dumnezeu are planurile lui cu noi, da. Cum e fata? Cum e Vera? E așa de dulce, Doamne, e lumină pură, e un copil cu minte, e o fetiță foarte caldă, senină, cu mințică, zâmbăreață. Aha, cum e blondul? Seamănă cu Victor, apropo? Vezi? N-are, nu seamănă deloc cu Victor, sunt copii atât de diferiți, wow! Deci e cu ochii albaștri, cum e oceanul. Wow. Nu știu de unde a luat ochii ăștia albaștri. Eu am ochii verzi. A, sunt verzi, dar de aici îmi par albaștri. Cred că da. Da. E foarte diferită. Eu cred că a luat de la bunici și de la... De undeva a luat și ochii și e foarte... o combinație, da, spun eu că e foarte reușit. Ia, ce tare. Dar cum e să fii mama acum după 10 ani? Pentru că prima experiență, evident, vine cu foarte multe frici, foarte mult stres. Știu din propria experiență. Am cum și uitat. Acum? Stai liniștită, adică că am și uitat. Ai luat-o de la zero, am da? Luat-o de la zero, plus că și doamna doctor mi-a zis că Natalia, aha, e ca și cum ar fi... Păi da, se uită. Da, se uită, plus că după 10 ani a fost... ca și cum prima oară. Așa e. Da, și e nașterea... fetiță și totul e diferit, bănuiesc. E totuși diferit, cred, pentru că e fetiță și acolo e o altă vibrație, o altă, nu știu, energie. Da. Ai luat-o cu tine sau e acasă? E acasă, cum să iau cu mine? Dar cum e despărțirea? În sensul, pentru câteva zile, pentru că noi mamele, câteva ore și vrei să vezi copilul și nu mai știi ce, ești cu telefoane, cu... Nu știu, e prima mea plecare, așa, adică nu, a doua, pardon, dar o să și plecăm în vacanță după Revelion cu Victor și o să o lăsăm acasă vreo săptămână. Oh. Păi Vera, atunci o să fie, cred că, marea provocare. Mă ajută bună. Ne ajută mămăița noastră, cum îi spunem noi, e Stella noastră care stă cu noi de foarte mulți ani. Victor pleacă și la ea la țară, petrece vacanțele. Adică a stat cu el și acum e... E ca o bunicuță, e ca familia noastră, adică deja nu mai e. Am trecut dincolo de, nu pot să-i spun bună, că parcă mi se pare ciudat. Asta e tare prețios când găsești un om străin, dar care se apropie atât de mult de familie și ai încredere. Eu nu o simt ca o străină, ea pentru noi e deja familie și cumva nu mai pot vedea. Plus că, chiar aveai nevoie de un astfel de om în viața ta ca să poți să vii, uite, la concertul care e azi, la alte concerte, la alte evenimente. Accepți ușor acum provocările de a veni de acasă pentru un eveniment? Da, eu oricum nu sunt, adică eu știu că cumva sunt mame care greu se despar de copiii lor pentru 2-3 zile și deja e destul de dificil. Suntem diferite toate, da. Da, dar nu știu, eu îmi fac treaba, eu sunt artist și să lipsesc 2-3 zile de acasă pot și se poate, așa că... Așa e munca ta. Așa că reușim. Astăzi, ce se va întâmpla astăzi? Pentru că tu ești invitata specială a celor de la Brio Sonores. Da. Să vă povestesc că astăzi vă așteaptă un concert extraordinar, concertul Brio Sonores, unde sunt eu invitată de onoare, așa cum se e. Spune. S-au lăudat, au fost la noi și ne-au zis. Da. O să cântăm câteva duete, o să cânt și piese din repertoriul meu, o să fie și colinde, o să fie și piese internaționale cunoscute. Deci e un concert unde cred că nu știu, o să ne conectăm la o energie mai înaltă. Și totul se întâmplă live. Și totul se întâmplă live, totul se întâmplă și cu band și cu o mini-orchestră, ca să spun așa. Așa că vă așteptăm cu mare drag. Băieții ne-au zis așa când au fost. Noi avem două mari surprize.
Natalia Barbu și da. Faptul că deja se vând bilete pentru toate locurile, nu doar jumătate din sală, pentru că știi că legea permite deja și zice, am vrea să avem sala plină totuși. Wow, plină și mi-aș dori și fără mănși odată da. Să fie sala aia. Deja cândva. Știi cum, asta o veni, cred că la anul. Cred că o să fim și, o să și scăpăm tu, și de mănși la un moment dat. La concert și repejor acasă, pentru că vine Crăciunul. Vine Crăciunul și vine și ziua lui Victor. Și ziua, da. Când e sărbătorit? Pe 24. Pe 24, adică la voi... Adică mâine. Sunteți pregătiți deja pentru sărbătoare? Cum se întâmplă? Sărbătorim ziua lui sau Crăciunul? Sărbătorim ziua lui, ajunul de Crăciun, că e, e ajunul totuși. Da. Și a doua zi sărbătorim Crăciunul. Câte cadouri sunt? Câte daruri primește? Și de Crăciun și de ziua lui Foarte Victor. Foarte tare. Asta va fi și mai special, că este și Vera. Este și Vera și băiatul meu face 10 ani totuși, e o cifră. Da. Evident. Serios. Dar cum e relația dintre ei? El nu a fost gelos pentru că sunt foarte mulți copii care reacționează frumos la venirea unui bebeluș în familie, dar sunt și momente când sunt așa mai geloși, mai... Nu, el fiind puțin mai, totuși mai mare decât ea, cred că nu neapărat e gelozie. Da, cere atenție și are nevoie de timpul lui, da, să petrecem timpul nostru împreună și nu iau acest timp, adică în continuare avem ritualurile noastre, da, obiceiurile noastre să ne, nu știu, să ne uităm la filmul nostru, să citim cartea noastră, să ne jucăm, să, nu știu, tot felul de de chestii care le facem noi împreună. Dar nu, e un băiat mare și el e înțelept. Da, și înțelept deja, da. Dar exact. Ai încredere să-l lași un pic să se uite absolut, cu ochii absolut. Pe Vera că tu faci... Da. Ai ajutor de nădejde, Natalia. Am. Astăzi, înainte de a ne cânta, vreau să te complimentez pentru că arăți foarte bine. Și toate Mulțumesc. Mamele care nasc, unele se stresează, ce se întâmplă? Cum așa? Cum ai reușit să revii în formă atât de repede? În timp record, adică... Mă uitam chiar data trecută în rochia care era la concertul, o rochie neagră, dacă nu greșesc, da? Da. Și mă uitam, zic, wow, Natalia, tu ai fost frumoasă dintotdeauna, acum ești și mai frumoasă. Mulțumesc, Lili. Și eu zic sincer, nu zic acum pentru TV, dar o zic sincer, arăți foarte bine. Nu fac neapărat eforturi și asta e probabil că genetic cumva în familia la noastră. Mama. Suntem mai uscăței. Da, asta e bine. Asta e bine pentru că și kilogramele vin câteodată cu stres, dar important să ne acceptăm așa cum suntem, asta contează. Exact. Ce ne cânti azi? Pentru că astăzi o să vă cânt scrisoare către Moș Crăciun, o piesă scrisă de Sandu Gorgos. E așa mai de exact de perioada asta, ca să ne ducă în lumea poveștii, în lumea Crăciunului. Și ce îți dorești tu pentru această perioadă și acum la sfârșit de interviu, ca să facem o concluzie? Pentru ce mulțumești și ce-ți mai dorești? Doamne, mulțumesc Universului pentru tot, pentru familia mea. Și nu mai doresc nimic decât sănătate. Și să păstrez ce am. Asta e așa de frumos. Mulțumim, Natalia. Eu îți mulțumesc că ai venit în această dimineață alături de noi și de seară. Sunt aproape sigură că o să fie concertul fabulos. Din câte aud, o să fie foarte frumos, așa că să vă simțiți cum vreți voi să vă simțiți. În scenă, lumea asta simte. Vă așteptăm cu tot dragul. Da, venim. Acum, de ce să fac promisiune? Eu nu o să pot veni, dar cei de acasă o să vină, cu siguranță, pentru că va fi unul dintre cele mai frumoase concerte, asta ne-au zis și cei de la Brio Sonores. Iar în această dimineață, la prima oră, Natalia Barbu. Natalia, îți mulțumim încă o dată și sărbători fericite. Și eu vă mulțumesc, sărbători frumoase și calde.